Cal șocant al unui bărbat care vrea să legalizeze incestul, acesta are patru copii alături de sora sa, dintre care doi au disabilități. Patrick, în vârstă de 44 de ani, a fost adoptat în copilărie și nu și-a întâlnit sora mai mică, Susan, 37 de ani, până când nu și-a găsit familia pe când avea aproximativ 20 de ani. La o lună după ce s-a mutat în casa mamei sale, Patrick și Susan au început să întrețină relații sexuale, apoi s-au implicat într-o relație romantică. Ulterior, cei doi și-au întemeiat o familie. Susan a născut patru copii între 2001 și 2005, doi dintre aceștia având dizabilități, potrivit dailymail.com UK nu ne simțim vinovați față de ce s-a întâmplat între noi. Vrem să dispară legea care face ca incestul să fie o crimă, a spus Patrick. Patrick avea 18 ani atunci când s-a hotărât să-și caute familia. Patru ani mai târziu și-a găsit mama și a cunoscut-o pe Susan. S-a mutat alături de ele, iar Ana Maria le-a permis să împartă același dormitor. Stăteam amândoi până noaptea târziu și vorbeam despre speranțele și visurile noastre, a povestit Patrick. 6 Luni mai târziu, Ana Maria a murit în urma unui infart. Susan era apropiată de unul dintre frații ei bolnavi, Andrei, dar și acesta a murit în același an. Atunci, Susan a început să se bazeze și mai mult pe Patrick. Încrederea noastră s-a transformat într-un alt tip de iubire după ce a murit mama noastră, a spus Susan. Am devenit capul familiei și a trebuit să-mi ia păr sora. Este foarte sensibilă, dar ne-am ajutat reciproc în acea perioadă dificilă, iar ulterior relația a devenit și una fizică. Nu ne-am gândit că facem ceva greșit și am început să dormim împreună. Nu ne-am gândit să folosim un prezervativ. Nu știam că este ilegal. Mama noastră nu ne-ar fi lăsat, dar singurii care ne pot judeca acum suntem doar noi, a spus Patrick.